Bună ziua, Andreea! Vorbim de mai multe acte normative care vizează toată această situație critică generată de pandemia de COVID-19. În primul rând, această ordonanță de urgență care vizează sistemul sanitar, practic prin intermediul acesteia, toată organizarea și administrarea spitalelor, unităților spitalicești din România este preluată în momentul de față de Ministerul Sănătății, cel care va decide orice încheiere a unui contract de muncă sau suspendarea unor cadre medicale. Cert este că prin acest act normativ se dă posibilitatea ca Ministerul Sănătății să decidă, nu mai au voie autoritățile locale să mai intervină și în termen de 45 de zile de la data încetării stării de urgență, atunci va intra efectiv și toate raporturile juridice vor crea efecte. Practic vorbim de acel preaviz prelungit pe care îl menționa și aseară într-o declarație la un post de radio și premierul Ludovic Orban, care spunea că executivul ia în calcul, sau cel puțin se gândea să ia în calcul și o variantă mult mai dură în cazul în care medicii doresc să demisioneze. Mai exact, știm că era luat în calcul și scenariul interzicerii drepturilor acestora să mai practice medicina. Iată că s-a mers pe această variantă prin care preavizul va fi mult mai mare, cum spuneam, 45 de zile după starea de urgență. În același timp sunt reîncadrați rezidenții care fie și-au terminat rezidențiatul ultimul an în perioada stării de urgență. Înainte de starea de urgență s-ar urma să termine rezidențialul după această perioadă. Toate aceste prevederi se referă până la un punct maxim, respectiv 31 octombrie 2020. Încă o ordonanță importantă de această dată se referă la fondurile europene. Atenție, din fonduri europene, executivul încearcă să acorde un stimulent personalului medical și medicilor care în momentul de față tratează pacienții cu COVID-19. Nu știm deocamdată cât va fi cuantumul acestui nou stimulent financiar pentru ei din fonduri europene și tot din fonduri europene ar urma să fie achiziționate echipamente medicale și de protecție medicală de aproximativ 300 de milioane de euro.